arbitrată de Brigada Bucureșteană Dinu Dogărescu, partida feminină de handbal dintre CSM Dunărea Giurgiu și Știința Bacău, contând pentru etapa 6 a campionatului național Divizia A, a fost găzduită sâmbătă 26 octombrie de sala polivalentă din municipiul nostru. Giurgiu Vencele, purtând tricouri albe, care au început partida cu Orbișteanu, Mircescu, Cazacu, Georgescu, Carașol, Penciu și Lifu, au jucat de la egal la egal cu Băcăoancele, reușind chiar prin minutul 19 să-și creeze un avantaj de 2 goluri, scorul fiind 10-8 pentru gazde. Fluierul de final al primei reprize a jocului l-au surprins pe jucătoarele Dunării cu doar un gol avantaj, 13-12. Mai proaspete și mai mature decât Giurgiu Vencele, componentele Științei Bacău sosite la Giurgiu cu Anghelescu, Roșu, Ababei, Ciorariu, Verșescu, Pavel, Cârligeanu, Câlici, Tat, Vâlcu, Bucă și Pastor au început să se detașeze de fetele de la CSM. Cu 8 minute jumătate înaintea fluierului final, moldovencele conducând cu 4 goluri avans. Partida, care putea fi câștigată de echipa giurgiuveană dacă fetele ar fi jucat ca în prima repriză, s-a încheiat cu scorul de 27-20 în favoarea oaspetelor noastre. Antrenorul băcăoancelor, Constantin Cornea, a catalogat jocul giurgiuvencelor ca fiind unul de altă valoare decât cea la care se aștepta, mult superior, și a apreciat că Dunărea va deveni în scurt timp o echipă de temut pentru celelalte echipe. Am văzut acum 2 etape Giurgiu la București. E cu totul schimbat de ce a fost anul trecut. Practic jucau pe teren neutru. Este o echipă tânără, niște jucătoare care vin din urmă, o echipă de perspectivă. La rândul său, antrenorul Virgil Georgescu a promis că giurgiuvenii vor vedea în returul campionatului o echipă Dunărea mult mai pregătită să facă față competiției și echipelor aflate la vârful clasamentului. Vă spun că dacă în turul ăsta fetele mă vor asculta și vom regla toate relațiile tactice din echipa noastră, să vedeți că fața echipei va fi alta în repede.